E lung drumul Clujului, dar e mai lung a Gorjului, că la Cluj te duci și vii, Gorjul n-are capătrii. Îngăduiți-mi să aduc și eu clopei de muzică ardelenească. Vin de la Cluj, vie Herculane, sunt cu un costum improvizat, primiți-mă așa cum sunt, pentru că vă iubesc din tot sufletul meu. Thank you.
dragii mei, am venit la dumneavoastră cu toată dragostea mea, pentru că mi s-a spus că sunteți speciali, sunteți cei mai buni, cei mai frumoși fii și fiice ai Gorjului. De aceea am venit și să vă spun că și pentru mine ziua de astăzi este o zi foarte specială. De aceea, una cu alta, îngăduiți-mi să vă spun multă sănătate, mulți ani fericiți să trăiți că trebuiți. Nu? Să nu cumva să spuneți ce secretul, domnule director. Thank you.
mai timpul să bată jos. Din Borjul dumneavoastră, din Târgu Jiu. Dar știți dumneavoastră că muzicile astea sunt mai dificile cele din Ardeal și alte ritmuri, că noi așa suntem mai domoni, mai așa, nu ca dumneavoastră. De aceea vă cerem iertare pentru această primă vizită la care cântăm. Eu le mulțumesc din tot sufletul, să știți. Dar, cum să vă spun, la câte greșeli se întâmplă în țara asta, să nu ne o luați în numele rău. Mărcioasă! Că în Ardeal nu există casă să nu aibă la poartă un liliac. Liliacul sau un filit. Dar eu vă cânt acum dumneavoastră un cântec cu liliac. Doamnelor și domnilor, să vă aduceți aminte de sentimente extraordinare pe care cu siguranță le-ați trăit. Pe cărarea vieții mele nu mai merge mânătoi. N-ai vrut să culegi cu mine liliacul cu cinci ploi. N-ai vrut să culegi cu mine liliacul cu cinci ploi. Și cu lacrimi m-ai rugat să culegeți
fost dragoste din suflet, florile s-au scuturat. S-a dus dragoste din suflet, florile s-au scuturat. Că porțile-s încuiate, ei, hai, dragostea.
Hai, 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 hai
și să iei și la bărbat să nu-i dai. Hai la 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 să te deschidă și să iei și la bărbat să nu-i dai. Hai la 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 voastră, pentru că astăzi am aflat un lucru extraordinar de important pe care eu nu l-am cunoscut și îmi pare foarte rău că până la vârsta asta eu n-am știut acest lucru. Dumneavoastră cunoașteți și eu vă spun ce am descoperit astăzi cu fica mea care m-a însoțit. Am fost să vedem tot ceea ce își dorește orice român să vadă la dumneavoastră în Târgu Jiu. Da, tot ansamblul realizat de genialul sculptor Brâncuș și vreau să vă spun că m-am bucurat extraordinar de mult că am aflat că aceste opere extraordinare Brâncuș, geniul lui, le-a creat pentru a aduce un omagiu eroilor care și-au dat viața în primul război mondial și masa tăcerii și poarta sărutului. Eu le-am dat alte semnificații, dar când am auzit astăzi că de fapt acesta este adevărul, mi s-a umplut sufletul. Și pentru că suntem români și pentru că ne iubim țara, că n-avem alta decât asta, vreau să vă spun următorul lucru. De ești bogat sau ești sărac, de ți-e ușor sau ți-este greu, să nu uiți în veci române, să crezi mereu în Dumnezeu. Căci Dumnezeu cel bun și sfânt ne-a dăruit acest pământ, România-i țara mea, Doamne!
ai grijă de ea.
Ieneanu și Munteanu sunt frați buni cu Moldovianu. Trei români plini de putere, căci românul în veci nu piele. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe stăpâni. Îngăduiți-mi să zic și varianta cât vom trăi, vom fi creștini. Ce ne rezervă viitorul dumneavoastră care sunteți în funcții înalte de cel, dar a greșit, e omenește. Sunt mândră că am fost cu dumneavoastră în această seară. Am spus că este o seară de excepție. Distinsă doamnă, vă mulțumim și noi din tot sufletul și înainte de a desface șampania vrem să vă cântăm și noi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Este ziua de naștere a doamnei Slava Negrean Brudașcu, la mulți ani, distinsă doamnă, domnul președinte al Consiliului Județean, alături de domnul ministru, Fiutorul Viorel Ursu, iată că s-au ocupat de șampanie, iar urările sunt din partea tuturor, cu siguranță aceleași. Dumnezeu să vă țină încă mulți ani, ca împreună să putem să sorbim din farmecul acestor cântece pe care le aduceți cu atâta dăruire, cu atâta talent și cu atât drag de acolo de unde veniți, din Sfânta Transilvanie. Aceste melodii le-am cântat cu Slava Negrean Brudașcu, cu Veta Biriș și cu marele Dumitru Fărcaș, la Chișinău, pe masa de la Codru. Noi suntem aici, pe veci stăpâni. Și a făcut în 1991, probabil, una din marile șanse de a ne uni, pierdut atunci. Mergeți, batalioane române, capații la arme, cu frunză și flori. Ne-așteaptă izbândarea care și frații cu inima plecători. Ne-așteaptă izbândarea, ne-așteaptă și frații cu inima plecători. Thank you.
să mergem la și frații cu inima la tricolor. Ne-așteaptă izbânda, ne-așteaptă și frații cu inima la trecători. Ne-așteaptă izbânda, ne-așteaptă și frații cu inima la trecători. Ne-așteaptă izbânda, ne-așteaptă și frații cu inima la tricolor! Iubească-vă Dumnezeu! Mulțumesc din tot sufletul! Acum îngăduiți-mi chiar să beau o cupă de șampanie! Că merităm! Și eu și dumneavoastră! Doamne ajută! Cui să rută! Și sporește cu iubește! Că mult chiar mai fi de spus, dar cu asta eu m-am dus! Dar nu înainte de a-l cunoaște și pe prefectul județului nostru, pe care îl rog să vină alături de noi aici, că acolo nu e, nu e din partea de noi. Domnul prefect al județului nostru, domnul Ciprian Florescu. Aici este domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Muzea. Vreau să vă destin un secret. Aici sunt numai și numai oameni de bază și de bază. Păcat că timpul nu ne permite să-i cunoașteți pe toți. Oricum, toți vă sunt recunoscători. Toți. Stați că ne-am uitat cu toate șampanie. Nu s-a uitat. La mulți ani, cu sănătate! Domnul președinte al Consiliului Județean, dar lui v-a dăruit șampania. Ce am mai zis la hal. Că am la cură la